Deci știm că am avut o problemă în data de 25-27 iunie și vreau să vin cu unele precizări. În data de 25 s-au emis două atenționări meteo, cod galben și cod portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferică. În aceste condiții, debitele în intervalul 25-27 septembrie au ajuns la 54 de litri pe metru pătrat. Sâmbătă, în jurul orei 16, ca urmare a precipitațiilor abundente, o parte din suprafața asfaltică a DN66 din municipiul Petroșani, în zona stadionului Jiu, a fost afectată pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Împreună cu dumneavoastră am fost la fața locului, s-a constatat vizual ce s-a întâmplat. În prima jumătate de oră, o oră, nu puteam să facem o evaluare până n-a trecut, să zic așa, acea viitură, după care s-a convocat Consiliul Local pentru situații de urgență, unde s-a dispus convocarea unei ședințe extraordinare ca urmare a efectelor produse de ploile abundente din municipiul Petroșani. În cadrul ședinței s-a hotărât ca circulația pe porțiunea de drum afectată să fie deviată pe sensul celălalt. Tot în cadrul ședinței s-a hotărât să se facă o expertiză tehnică pentru tronsonul afectat. Imediat după ședință, o parte din membrii Consiliului Local împreună cu conducerea APASER s-a deplasat la fața locului și s-a constatat că odată cu trecerea viiturii, canalizarea este funcțională. APASERV în continuare, în data de luni, a realizat o evaluare tehnică detailată a rețelei de canalizare din zona în care s-a produs avarierea asfaltului, iar pentru realizarea evaluării tehnice au mobilizat specialiști din cadrul APASERV cu toate echipamentele de care dispunem, astfel încât să ne convingem că nu sunt probleme pe canalizare, pentru că în clipa în care s-a întâmplat, am avut suspiciunea că ar fi riscul unei surpări, chiar dacă canalizarea este la peste 4 metri adâncime, nevăzând ce e, fiind debit mare de apă, era suspiciunea unei surpări, lucru care s-a demonstrat la o oră jumate când a fost asta și cumva am stat liniștiți că nu e o problemă foarte gravă din punct de vedere al canalizării. După cum am spus, în urma evaluării tehnice s-a constatat că tronsonul de canalizare care face parte din rețeaua publică a municipiului Petroșani din zona în care s-a produs afectarea asfaltului este funcțională, la parametrii tehnici corespunzători, neexistent surpări sau întreruperi ale rețelei, lucru care este demonstrat prin toate verificările care le-am făcut noi, cu cameră video, cu tot ce am avut noi din punct de vedere tehnic la dispoziție. Pentru repunerea în circulație a traficului pe DN66, în zona afectată, se va efectua în conformitate cu hotărârea Consiliului Local pentru situații de urgență o expertiză tehnică pentru identificarea modalităților optime de rezolvare în mod eficient a refacerii carosabilului. Rețeaua de canalizare, vreau încă o dată să punctez că este funcțională, a fost funcțională și imediat după ce am avut aportul de apă atât menajeră cât și aportul de apă pluvială, întrucât știm că rețelele sunt mixte, ploile au fost abundente, apa pluvială a intrat în rețeaua menajeră, lucru care a determinat o intrare sub presiune a întregii rețele de canalizare. Dar n-a fost vorba să fie o surpare, iar poate că repeta a treia oară, în două ore deja canalizarea a intrat în parametri. Atât am avut să spun, dacă sunt lucruri de completat, le completăm, iar colegul Florin Donisa va mai da detalii vis-a-vis de funcționarea stațiilor, vis-a-vis de intervențiile care le-am avut, că până la urmă asta a fost pentru noi, în ziua respectivă putea să rămână Petroșanul fără apă, am avut probleme la Valea de Pești din cauza creșterilor de turbiditate, știm că mergem numai pe un fier și acolo am fost la limită ca să restricționăm
alimentarea cu apă. Peste asta a venit și problema cu canalizarea, dar e, nu pot să zic că e bine, e bine că este funcțională. Știm la acest moment din ce cauză s-a prăbușit terasamentul? Pe o porțiune? Nu s-a prăbușit terasamentul, s-a prăbușit partea, dacă era terasamentul, trebuie să fie groapă. S-a prăbușit, practic s-a dezlipit covorul asfaltic. Noi nu știm, noi din punctul nostru de vedere, spunem că canalizarea e funcțională, într-adevăr a deversat pentru că a intrat sub presiune, iar specialiștii în drumuri, probabil, vor spune dacă e afectată infrastructura, terasamentul sau nu e afectat terasamentul. Din punctul nostru de vedere, după 2 ore, canalizarea a fost funcțională. Deci apa SERV administrează rețelele orașului. Știm ce am reușit să facem pe fonduri europene, am făcut doar pe canalizare amenajeră. Pe canalizare pluvială n-am avut finanțare. Cine trebuie, noi nu administrăm rețele existente. Le curățăm, inclusiv cele de apă pluvială, inclusiv cele de apă amenajeră. Dar fiind o rețea canalizare mixtă în Valea Jiului, nu numai în Valea Jiului, în toată România, s-au găsit soluții tehnice de fiecare dată când avem aport de apă, el să fie de apă pluvială, să fie eliminat în pârâuri, în râuri din apropiere. Știm că în Petroșani au fost identificate de-a lungul timpului 5 zone inundabile, iar împreună cu reprezentanții primăriei s-au găsit soluții tehnice, soluția de la Lidl în care știm că aportul de apă de pe centru s-au făcut acel canal colector intră în pârâu, știm că și în zona DN66 înainte de pod, ca să reducem aportul de apă care nu-i preluat de rețelele noastre de canalizare menajeră să fie dus în pârâu. O altă zonă inundabilă, blocul 52 aviatorilor, știm că acolo au fost investiți bani ca surplusul de apă pluvială, ca o căldare zona respectivă să ajungă la Jiu. La o inundație mare degeaba s-a făcut descărcarea, că s-a constatat că atunci când sunt precipitații abundente crește și nivelul Jiului nu putea să descarce, chiar dacă era canalul funcțional. S-a rezolvat și treaba asta, deci în continuare, normal împreună cu proprietarul rețelei, continuăm să identificăm zone inundabile și până se va realiza rețea pluvială nouă, trebuie să descărcăm surplusul de apă din canalizarea menajeră. Aș mai întreba, aș profita, ce se întâmplă în zona, cum se numește, Bosnia? Am văzut asfaltul destul de proaspăt turnat pe șoseaua de centura Petrilei de către cei de la Asociația de Echipe de Mine. Mereu suferă din cauza celor care mă aștept să nu fie Nu drașați. Ține de noi. Nu da. Ține de noi. Și noi am trecut pe acolo, chiar pe centura Petrilei. Da. E decapat, nu ține de apa SERV. Zona respectivă? Oamenii respectivi, da, au canalizare. Nu toți au, dar n-are nicio treabă. Păi este canalizarea, că vine canalizarea de pe Petrila, vine pe toată centura și o parte din Bosnia sunt branșați la canalizare. Da, canalizarea e funcțională, ajunge în colectorul principal, ajunge în Dănuțoi. Pe restul îi puteți obliga să se branșeze pentru că ei clar deversează în pământ. Asta e sigur. Noi nu îi putem obliga. Cei care nu au canalizare au bazine, etanși, vidanjabile sau fose septice care, regulat, dacă există comenzi, noi le vidanjăm. Spun dacă există comenzi. Când există, de fiecare dată intervenim. Mă aștept ca oamenii aceia să-și deverseze prin țevi de ani de zile în apa Jiului. Noi am identificat, pentru că toate deversările în cursul de apă sunt urmărite de cei de la Apele Române. Dacă au mai fost deversări accidentale împreună cu ei și împreună cu compartimentele de
protecția mediului de la primării. Normal ne-am dus în zonele respective. Dacă a ținut de apa serv, am intervenit. Dacă a ținut de om, n-a putut fi obligat decât să își vidanjeze fosa septică sau am avut situații în Valea Jiului și putem spune locuri în care n-a existat niciodată canalizare, în care s-au rezolvat cu aceste fonduri europene și încet, încet, ce nu se face de ani de zile, nu se poate face într-o clipă. Dar cu pasul mărunt am reușit să eliminăm multe din așa zisele deversări, care vin din comunități, din cadrul, nu e vorba de Petroșani, e vorba de toată Valea Jiului. În perioada în care au fost valabile atenționările de cod galben și portocaliu meteorologice și hidrologice din zona noastră, din Valea Jiului, echipele de intervenție ale APASERV au intervenit în peste 15 locații cu echipele de specialitate și echipamentele din dotare. Datorită precipitațiilor care s-au înregistrat în aceste perioade, stațiile de tratare care asigură apa potabilă din Valea Jiului au funcționat în condiții de turbiditate crescută, iar după cazul unele chiar au fost oprite, dar cu toate acestea, alimentarea cu apă a populației s-a realizat din rezervoarele de magazinare, fără ca să existe restricții privind alimentarea cu apă potabilă. Se anunță în continuare ploi. Din ce suntem și noi avertizați, nu mai sunt ploi de intensitate atât de mare. În perioada care a trecut s-au înregistrat 54 de litri pe metru pătrat, o cantitate destul de mare pentru această perioadă. Da, mai vreau să fac o precizare. Auzitul Florine, că noi dați au aruncat vorbe că canalizarea a fost funcțională și avem tot programul nostru și da, de 3-10-6 septembrie chiar a da. Fost verificată rețeaua. Da, da, imediat, da. Da? Da. Dacă mai continuăm cu asta. Ok. Referitor la activitățile pe care le-am făcut, urmarea distrugerii sau afectării suprafeței asfaltice, s-au făcut mai multe verificări, dar vreau ca să și menționez faptul că în perioada lunii septembrie, în datele de 3, 10 și 16 septembrie, în toată zona de care discutăm, au fost făcute intervenții care fac parte din programul curent de verificare și întreținerea sistemului de canalizare. Așadar, aceste tronsoane se verifică permanent, mai ales că a fost emis în data de 25 septembrie, s-au emis aceste coduri, chiar s-au verificat încă o dată gurile de scurgere pentru preluarea eficientă a cantităților de apă meteorică din aceste zone.